Dintotdeauna societatea a avut și are nevoie de exemple frumoase către care să facă trimitere atunci când se vorbește cu încântare. Ei au reușit, ei au dezvoltat afaceri, familia lor este un model demn de urmat. Acesta este un om cu verticalitate. Aceste calificative pot fi atribuite în totalitate familiei Postica. Am umplut tot ecranul. Suntem 5 membri. Cu 10 luni în urmă a apărut Cezăriel, a treilea membru, a treilea copilaș, foarte mult așteptat. Haideam. Compusă din doi băieți și o fetiță. Oh. Băiatul este Gabriel, este și clasă, și ce bă? Așa se trebuie. Carmina. Opa, așa. Și Cezar, de 10 luni. Cezar Elisei. Datorită temelor sociale dezvoltate în live-urile sale de pe Facebook, Sergiu Postica a devenit un favorit al diasporei și al concetățenilor care se gândesc și simt la fel. Dacă cândva se face auzit, trebuia să scrii la un ziar, trebuia să duci la o televiziune, trebuia tot, era cenzură peste tot, pur și simplu erau oameni foarte dezvoltați și foarte deștepți pe care nimeni nu i-a știut sau trecut în istorie. În timpul de față, având un telefon și un cont în Facebook, în cazul meu, cu toate că eu nu sunt prea prezent pe alte rețele, dar priza mea mai mare e aici în Facebook, eu mi-am dat seama la un moment dat că pot să fac un video și să ajungă la milioane de oameni. Asta e extraordinar, știți? Și pur și simplu îți exprim punctul tău de vedere, te faci auzită. Auzi oamenii, la același televizor poți vorbești și nu știi omul celălalt ce gândește tine. Aici vezi comentarii, vezi înapoi, răspunzi. Eu seara, toată seara stau câte o oră și răspund înapoi. Soția, Ludmila Postica, este primul și cel mai important recenzor al activității soțului. Timp de 17 ani formează un cuplu frumos, iar cei trei copii ai lor sunt cea mai frumoasă realizare. Recent am împlinit 17 ani de căsătorie, 17 mai. A fost anul ăsta așa, a căzut într-o dată mai specială. 17 mai, 17 ani, 2020. Noi suntem de baștele din același sat, din anii noi, Cărbobăț. Doamna mea e mai mică cu 5 ani ca mine. Era la Iaz, ne odihneam, deci este un Iaz acolo unde toată lumea din sat odihnește și ea stătea cu integramă, știți cum așa, și știți cum se rezolvă integramele. Aici un cuvânt, aici un cuvânt, un cuvânt, nu știi, vedeai mai departe și tot așa. I-am spus, și mă apropii de ea și bună ziua, ce faci? Eram cu un prieten și luăm integramele, completăm o pagină, mai completăm o pagină. Ea după ani îmi spune, știi că mi-ai făcut integramele cele, mi-am dat seama că tu ești al meu. Dar de ce? O să avem copii deștepți. Viața de familie este plină de compromisuri și tot spectrul de emoții, iar în cazul lui Sergiu și al Ludmilei Postica, stelele s-au aranjat mereu armonios. De multe ori îi spun, doamna Ludmila, eu te-am învățat să faci mâncare de atâta cât ți-am dat voie să experimentezi pe mine. Când ne-am căsătorit, ia ouăle prăjite, făcea și ei și făceam și eu și gata. Eram în primul an de căsătorie, eu lucram, ea era studentă, seara mă așteaptă cu mâncare, că i-am spus că așa trebuie să aștepte femeile. Și vine, îmi pune, puișorul, spus că ți-am pregătit ceva de pe internet. Îmi pune, mănânc, nici ceva ca manca așa, la structură era așa. Mănânc, e să uit la mine, cum e? Îi spun, zic, tăt-i bine, dar zic, nu știu și să-i pun sare sau zăcar. Zic, știu ceva, nu-i ajunge. Dar la moment, așa de tare s-a schimbat, nu că s-a schimbat, pe parcurs face așa niște bucate, că la moment noi întrebăm copiii, facem vot. A cui e chiroștiele, dacă știți, colțunaș? A cui sunt mai buni, alu mama sau alu bunica, alu mama ei? Și noi toți alu mama. Bunica, fiica ta te-a întrecut. Proiectul de suflet al familiei Postica este Grand Élysée, un palat care găzduiește evenimente frumoase și care a devenit una dintre cele mai dorite locații pentru sute de miri și mirese. Sala restaurantului este una impunătoare. Detaliile fac diferența. De mult vroiam să-l avem și mergeam spre asta, vedeam sală de nunți. Și la noi programul ăsta s-a copt și când l-am făcut am spus că ori îl facem la cel mai înalt nivel, ori ne mai gândim. A fost visul nostru, care l-am realizat cu succes și ne bucurăm acum de rezultate. Atunci când lucrurile se fac cu suflet și implicare maximă, rezultatele sunt frumoase. Un compliment din partea vieții, familia l-a primit cu 10 luni în urmă, când pe lume a apărut Cezărel. Ai
acest copil care a apărut la, la vârsta mea, care o am de grabă, 37 de ani, este cu totul altceva. Ca cu 12 ani în urmă, cu totul alte sentimente se deschid. Și îl savurăm mai mult. După cum a spus soția, noi avem bonă și intenționat nu am luat bonă chiar până la virus. Dar acum, perioada asta de COVID, noi o să ținem minte că așa de tare ne-a unit și atât de mult timp ne-a dat să o savurăm, că în alte condiții probabil nu o aveam. Vă știu că tot rău poate are și un bine. Mezinul a fost hrănit exclusiv la sân în primele 6 luni de viață, iar dragostea și atenția acordată este multiplicată de către toți ai familiei. Cezar, credeam că nu să am copii, nu mi-am planificat niciodată al treilea, mă gândeam ori o să fie anul ăsta, dacă nu o să fie, deja cred că este târziu pentru a mai avea un copilaș. Dar așa s-a primit că ne l-a dat Dumnezeu după 12 ani. Și paradoxul cel mare este că s-a născut exact în ziua mea de naștere, în ceasul meu, și a fost o naștere naturală, iată, care farmecul lui, cum a venit pe lumea aceasta. Am născut natural, la termen, în ziua mea de naștere. Ceva foarte frumos a fost. Mi-am făcut cel mai frumos cadou pe care puteam să-l primez vreodată de la viață. Copiii mai mari sunt de mare ajutor părinților, dar mai ales atunci când trebuie să stea pentru câteva ore cu mezinul. Îmi place să dansez, cânt, la școală umblu la canto, dar am fost și la teatru și am deschis sala circului cu un teatru, sala circului cea mare, și am făcut și un teatru la Moldova 1. Fiul mai mare, Gabriel Postica, demonstrează că surcica nu se are departe de trunchi, 1% de talent și 99% de muncă. Demonstrează că nu există limite. Este un campion la rezolvarea cubicului Rubik cu ochii legați. Și mi-am pus în scop și toată iarna tatăl meu m-a ajutat, împreună am învățat și până la urmă am reușit. Trebuie pur și simplu să vrei să-l faci. Nu e atât de complicat dacă stai și te concentrezi. Ne bucurăm de faptul că avem exemple de familii frumoase și împlinite care ne motivează să credem că viața e frumoasă. Dacă doriți să aflați printre primii despre noile noastre videouri, faceți click pe clopoțelul canalului nostru de YouTube.